Facturile pe care le-au primit de la furnizorii de gaze îi determină pe foarte mulți dintre fermierii români să renunțe la afacerile pentru care au muncit o viață. Este și cazul lui Iosif Pazuric, care după ce a văzut ultimele facturi venite de la furnizorul de gaze, a decis să închidă fermele de pui de la Palota și Ciumeghiu, din județul Bihor. Mai mult se gândește chiar să renunțe și la fermele de porci pe care le deține, dar a mai amânat puțin decizia și merge cu ele pe pierdere, având în vedere că acestea se populează mai greu. Probleme uriașe pentru cei care au avut curajul să investească în agricultură, mai exact în zootehnie. În Bihor, un întreprinzător în domeniul avicol a pus lacătul pe două ferme. Producea 7 milioane de pui pe an, 1 milion de pui pe serie pentru piața locală și pentru export, în Ungaria. Tocmai ce modernizase unitățile de producție dispunând de tehnologie performantă, ventilație transversală, sisteme de încălzire și răcire, care asigură îndeplinirea parametrilor de microclimat, necesar pentru ca puii să poată fi sacrificați la 35 de zile cu o greutate de peste 2 kg. Din păcate, din cauza facturilor uriașe la gaze, Iosif Pazuric s-a văzut nevoit să închidă fermele anul acesta, iar 100 de oameni care lucrau aici acum sunt în șomaj. Am făcut promisiunea că dacă vom redeschide, îi vom chema înapoi, dacă între timp nu găsesc altceva de lucru. Speranța mea e că din primăvară se mai relaxează situația, că activitatea în Horeca va fi la alți parametri, că oamenii vor organiza evenimente și atunci ne refacem calculele și probabil vom redeschide. Și la fermele de porci punem bani din resursa proprie, dar acolo nu am închis, fiindcă aceste ferme se populează mult mai greu, a explicat cu amărăciune Iosif Pazuric, într-un interviu acordat cotidianului bihon.ro.